Marea Neagră, alături de alte mări și oceane ale lumii, se transformă într-o mare groapă de gunoi. Deșeurile provin dintr-o gamă extrem de variată de activități, iar acestea pot fi din materiale plastice, metal, lemn, cauciuc, sticlă sau hârtie. Se estimează că aproximativ 15% din gunoiul marin plutește la suprafața mării. Același procent rămâne în coloana de apă și 70% ajunge pe fundul mării. Impactul asupra mediului al acestor resturi este semnificativ. Care este calea de urmat? Fiecare stat riveran Mării Negre este preocupat de problema deșeurilor marine și s-a lucrat intens la elaborarea unor programe de monitorizare aplicabile în regiunile proprii de coastă pentru a afla care este dimensiunea acestei probleme. Diverse instituții și organizații au demarat activități de monitorizare aplicând metodologii dezvoltate la nivel european și astfel, an de an, monitorizează și inventariază deșeurile marine pe sectoare prestabilite cu dimensiuni ce nu depășesc 100 de metri lungime. Toate elementele identificate mai mari de 2,5 cm pe sectorul de plajă sunt colectate și trecute în fișe special de monitorizare, iar apoi acestea sunt eliminate corespunzător. La final, rezultă un raport ce cuprinde o serie de concluzii esențiale, comparații, situații ce sunt trimise către autoritățile responsabile. Din ce în ce mai des sunt implicați în aceste activități oamenii, făcând uz de așa numitul concept citizen science. Astfel, aceștia, prin simple plimbări pe malul mării, pot colecta informații prețioase privind deșeurile marine. Iar ca acestea să nu fie pierdute, pot fi transmise direct către Comisia Europeană prin intermediul Marine Litter Watch, o aplicație mobilă, simplă de utilizat, dar cu un impact grozav în identificarea de soluții care să încetinească creșterea numărului de deșeuri pe plajele Mării Negre. Astfel de monitorizări ne-au arătat că 82% din deșeurile de pe plajă sunt din plastic, iar cel mai frecvent deșeu este mucul de țigară. Cunoscând bine situația reală, pot fi luate cele mai bune și eficiente măsuri.